dar dosarul cu uzurpări puterii în stat, tot s-a vorbit foarte mult, acum după schimbarea guvernării nu se prea aud foarte multe lucruri de ei și vreau să, de acest dosar vreau să întreb dacă s-a luat o decizie și dacă nu, de ce durează atât de mult urmările penale? Până acum nu am adoptat decizie finale. Urmărire penală în dosarul privind uzurparea în perioada 7-14 iunie 2019 a puterii de stat continuă. În prezent suntem în așteptarea hotărârii Curții Constituționale pe marginea sesizării depuse în luna august 2019 de către fostul procuror general interimar, care a solicitat interpretarea articolului 137 din Constituție, mai exact a noțiunile de inamobilitate și independență judecătorilor constituționale. În cadrul dosarului ăsta a fost audiat mai mult de 400 de oameni deja. Și avem încă lucruri. Da, credeți că va ajunge în instanță sau există și mari șanse ca dosarul să fie clasat? Nu cred că este cazul să anticipe evenimentele. Dar în dosar sunt vizate persoane din PDM, partidul din care dumneavoastră ați făcut anterior parte. În ce măsură asta cumva ar putea să influențeze rezultatele acestei închete? În primul rând, eu am părăsit Partidul Democrat acum deja 6 ani. Nu am avut vreo relație cu reprezentanții acestuia, cu majoritate, nici cu noi, nici nu chiar cunoșteam. De ce nu poate exista vreo influență?